Cum ar fi să descoperi o vilă romană în curtea casei, sau să găsești un pasaj către un vechi ora subteran din zidul casei tale? Acestea nu sunt rodul imaginației unora, ci povești reale despre descoperiri arheologice. Așadar, în continuare, vă prezint 5 mari descoperiri arheologice făcute întâmplător. Vila romană de lux din spatele casei. În 2016, în timpul săpăturilor pentru montarea unui cablu subteran, niște muncitori au dezgropat o vilă romană care a fost construită în jurul anilor 200 după Hristos. Proprietarul nu a putut fi stabilit, dar această vilă de lux aparținea în mod clar uneia dintre cele mai bogate familii romane care trăiau în Anglia. Pereții nu erau în stare perfectă, dar interiorul era perfect conservat, întregul mozaic fiind intact. În timpul săpăturilor, arheologii au găsit monede, bijuterii și vase ceramice. Mamutul gigant și vechi americani În 2015, fermierul James Bristol din Michigan și un prieten săpau un câmp de soia, iar deodată și-au dat seama că au atins ceva. Au continuat săpăturile și au descoperit rămășițele unui mamut lânos gigant de acum 15.000 de ani. Descoperirea a adus beneficii științei. Mamutul a fost ucis de oameni, ceea ce înseamnă că existau oameni în America acum 15.000 de ani. Anterior, antropologii credeau că oamenii pe acest continent au apărut mult mai târziu. Mumia omului din Mlaștină În anii 50, niște muncitori din Danemarca extrageau turbă dintr-o mlaștină, dar au dat cu peste ceva înfricoșător. S-a dovedit a fi o mumie perfect conservată, cu păr și unghii, doar pierea s-a înnegrit. Omul a trăit în jurul anului 300 înainte de Hristos. Avea 175 de centimetri înălțime și în momentul morții avea 30 de ani. A fost ucis și aruncat într-o mlaștină, iar turba a păstrat perfect corpul. Tezaurul regelui În 1653, un zidar repara o casă din Belgia. Brusc a dat peste ceva ce s-a dovedit un inel cu sigiliu care făcea parte din tezaurul regelui Frank Sildering I. Acesta a fost un personaj istoric important. Este primul rege al francilor, fost aliat al romanilor, care a luptat curajos împotriva vizigoților. Câteva sute de monede de aur, săbi și multe artefacte din aur au fost găsite în tezaur.